Situația ecologică în țara noastră, în special calitatea apelor, este alarmantă. De aceea, în cadrul reportajelor și emisiunilor noastre realizate în cadrul proiectului Justiție Comunitară pentru un Mediu Sănătos și Justiție Verde, ne propunem să sensibilizăm populația cu privire la problemele de mediu din regiune și anume din municipiul Bălți. Astăzi vom discuta despre impactul poluării apei râului Răut. Vom veni cu idei, soluții, propuneri. Vom vorbi cu invitații noștri din studio. Vom discuta cu Elena Rudeanu, inspector principal, Inspectoratul pentru Mediu Bălți, Iuri Roșca, profesor, Liceu Teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Bălți și Diana Grosu, președintele Asociației LEX 21 din municipiul Bălți. Dragi oaspeți, vă zic bine ați venit la emisiunea noastră de astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Înainte de a începe discuția noastră, vă propunem să urmărim un reportaj pe tema Stopați poluarea apelor, realizat de echipa TV Drochia, după care revenim la discuție. Starea actuală a râurilor necesită importanța aplicării urgente a unor măsuri de protecție a mediului. Râul Răut are o lungime de 286 km, este cel mai mare afluent al Nistrului, totodată cel mai mare râu care izvorește și curge integral pe teritoriul țării. Râul și-a începutul de la izvorul din localitatea Rediu Mare, raionul Dondușeni și se revarsă Nistrul lângă satul Ustea, raionul Dupăsari. Apele râului Răut din perimetrul Bățului sunt poluate puternic, conform raportului științific al Darei Tumanova, fiind atribuită clasa 4-a. Unul din motivele poluării râului ar fi înămolirea. Înămolirea oprește ca apa să se ducă mai departe și atunci se strânge multă apă în zona văii acești. Păi înămolirea se face și din cauza stufului, că el oprește, liniștește apele și se așează totul la fund. Odată într-o 5 sau 10 ani ar trebui să fie curățit. Unii agenți economici care și-au propus să efectueze lucrări de curățare și de colmătare a albiei râului afirmă că nu pot obține act permisiv și nu există strategii funcționale la nivel național. Unul a fost un proiect primăriei să dea scăță copaș frâie forțile și păstreze. Unul a fost un proiect că râurile să fie curățate, să fie dotate de la stat, nu e lege. Eu am propus, bine, eu curăț singur un hectar de râu. Eu îi fac albia, 6 metri cât a fost, eu nu mă duc, el a rămas 2 metri. Nu se poate, dar de ce? Întrucât Agenția Apele Moldovei și Agenția de Mediu este responsabilă de eliberarea vizelor și altor tipuri de documente din anul 2018, am încercat să obținem un răspuns de la oficialii agenției. Timp de mai multe zile, redacția Drochia TV a încercat să obțină un răspuns telefonic. De ce agenții economici nu pot obține permisiune de a efectua lucrări de curățare a albiei râului, mai ales că sursele financiare le erau proprii? Aici nu vă pot ajuta, nu este domeniul meu. Acum cu reforma asta, cu restructurarea, lumea un pic așa să mai... Haideți să scrieți 820-775 și 3-7, 820-3-7. Aici să vă răspundă robotul, dar poate să vă facă legătură cu cineva de la acte permisive. Totuși, am reușit să discutăm cu Silvia Nelipovski, șefa Direcției Monitoringul Calitatea Mediului. Probabil trebuiau să aduc un pachet de documente pentru a obține un act permisiv ca să efectueze activitățile date. Și probabil nu au adus tot pachetul de documente, pentru că acum majoritatea deciziilor se iau în baza sistemului informațional. Este ghișeu unic și este, toată informația este pe platformă. Toate actele permisive sunt, cerințele toate sunt. Este nevoie numai să depui cererea și să aduci toate actele care sunt enumerate pentru eliberarea. Am primit lămuriri cu privire la modul de obținere a autorizației, dar nu am primit un răspuns cu privire la eliberarea actelor necesare agenților economici care își asumă responsabilitatea de a efectua singur lucrări de curățare a râului cu surse proprii. Redacția a studiat cu atenție mai multe documente, raportul anual și decizii lunare pentru anul 2023, însă acte cu privire la eliberarea actelor permisive de curățare a râurilor nu s-au găsit. Redacția a solicitat răspuns în scris de la Agenția Apele Moldovei și Agenția de Mediu. Răspunsul Agenției Apele Moldovei este următor.
Pe parcursul ultimelor ani, agenția a primit numeroase solicitări de curățare a râurilor din partea administrației publice, locale și cetățenilor. Albia râului Răut nu a fost curățată din motivul lipsei finanțării și nu există un plan de revitalizare a râului Răut în perimetrul municipiului Băți. Menționa că pentru segmentele de râu ce urmează este necesar să fie elaborate proiecte de execuție și acesta este prerogativa comisiei responsabilă aprobată prin ordinul Ministerului numărul 41 din 18.04.2022. Răspunsul Agenției de Mediu la solicitarea noastră de asemenea s-a referit la obținerea unui set de documente unde este menționat faptul că este necesar obținerea elaborării unui proiect de execuție conform regulamentului, aprobat prin ordinul Ministerului Mediului numărul 41 din 18.04.2022. Redacția a studiat regulamentul care a fost elaborat prin ordinul Ministerului numărul 41, din care rezultă clar faptul că râurile sunt proprietatea statului și nu pot efectua cetățeni agenți economici procedura de curățare binevolă de nămol a râurilor. Doar administrația publică locală poate solicita efectuările de curățare a porțiunii de râu din localitate prin care curge râul. În cazul în care dispune de resurse financiare 50% sau suma integrală de acoperire a cheltuielilor, autoritățile locale din municipiul Bălți afirmă că nu dispun de surse financiare pentru curățarea porțiunii de râu de nămol care trece prin municipiu. Înțelegem că râul Răut, care curge prin intravilanul municipiului Bălți, este una dintre problemele prioritare ale orașului. Chiar dacă nu este proprietate municipală a municipiului Bălți, se află în gestiunea Apelor Moldovei. Deja am avut și o primă discuție cu doamna ministra a Mediului, doamna Rodica Iordanov, cu care am discutat necesitatea intervenirii de soluționare problemelor de decolmatare a râului Răut în cadrul intravilanului. Eu cred că doar prin eforturi asumate și comune vom reuși împreună să aducem această problemă la nivelul discuțiilor de cel mai înalt rang. Cred că ne referim la administrația publică centrală, care trebuie să înțeleagă că râul Răut nu este doar o problemă a municipiului Bălți, este o problemă din nivel național și de ce nu internațional, deoarece apele curg, se revarsă și afectează nu doar acel municipiu prin intravilanul căruia curg la moment. Potrivit discursului fostei ministre de mediu, în anul 2024 vor fi întreprinse o serie de măsuri pentru îmbunătățirea situației de mediu cu privire la revitalizarea râurilor. Trebuie să recunoaștem că apele în Republica Moldova, începând cu anul 2017, conform datelor până în anul 2021, este în scădere. Deci calitatea se înrăutățește. Este în scădere și calitatea se înrăutățește. Ce am reușit noi prima dată în istoria Republicii Moldova, începând cu anul 2022, să lansăm programul de revitalizare a râurilor. Noi am stabilit lista râurilor prioritare și acei agenți economici care și-au permis să facă îndiguire, să construiască lacuri neautorizate, care au adus la inundațiile de anul 2023, trebuie să fie atrași la răspundere și aici colegii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Procuratură sunt deja în procese de investigare. Apa râului Răut din perimetrul municipiului Bălți este poluată, unul din motive ar fi înămolirea râului. În raportul Ministerului de Mediu pentru anul 2022 este stipulat faptul că au fost efectuate 370 controle programate și 184 controle inopinate cu înaintarea prescripțiilor și sancțiunii aplicate entităților comercialelor ale căror activități prezintă pericol pentru resursele de apă. Cuantumul amenzilor aplicate se ridică la o sumă impresionantă de 1.537.250.000 lei, dar apa râurilor va deveni mai curată numai după curățarea lor de nămol. Și acest fapt ar fi posibil odată cu aprobarea regulamentului privind valorificarea terenurilor în fondul apelor și construcțiilor hidrotehnice, ce este în proces de definitivare de către Ministerul Mediului, deoarece la moment astfel de lucrări din partea agenților economici nu pot fi efectuate. Am revenit în studio și aș vrea să vă dați cu părerea despre ceea ce ați văzut și ați auzit. Și vă rog pe dumneavoastră, domnul Roșca,
sunteți bărbat între două doamne frumoase. Aș vrea dumneavoastră să vă expuneți ce părere aveți, cu atât mai mult că ne-ați îndrumat, ne-ați susținut dumneavoastră pe parcursul filmărilor râului Reot în municipiul Bălți. Bună ziua încă o dată! Într-adevăr, râul Reot pentru mine are o semnificație, pentru că sunt născut în raionul Florești, satul Băhrănești, pe malul râului Reot. Dacă fac o comparație cu copilăriei mele, nici de cum este o diferență total diferită de ceea ce era în anii 70 râul Reot, cu un debit de apă extraordinar de mare, care toți copiii ne scăldam și am avut o copilărie fericită în acest râu, plin de păsări, izvoare ce curgeau cu apă limpede. Și acum, ceea ce vedeam noi în municipiul Bălți, un râu înmulit, cu debit de apă fost căzut, cu vărsări din canalizări sau celelalte, este o situație deplorabilă, pentru că acest râu este cel mai mare râu și unic râu care traversează Republica Moldova. Dacă nu greșesc, are 286 de kilometri prin Republica Moldova. Da, este o situație de deplorabilă și dacă căutăm cine este vinovat, dacă vorbim de gunoi aruncat, da, societatea este vinovată. Dar sunt niște lucruri care și statul... Dacă vorbim de înmulire. De înmulire, statul Republica Moldova sau agențiile apele Moldovei sunt obligate să facă niște activități pentru a îmbunătăți acest lucru, pentru că râul acesta este un dar de la Dumnezeu pentru noi, că așa râuri nu mai avem. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Rudeanu, dumneavoastră, ce părere aveți despre cele văzute și auzite? Principalul motiv care persistă este seceta din ultimii 10 ani. Dacă am compara cantitatea de precipitații căzute în anii 70-80 cu cantitatea de precipitații care este la moment, volumul scade cu 50%. În reportaj s-a menționat faptul că este necesar curățirea albei râului Reot. Acesta curățare ar duce la sporirea debitului de evacuare a apelor de suprafață și apele vor fi deversate mai repede în râul Nistru. Greșeala fatală care a fost efectuată în municipiul Bălți a fost atunci când au fost excavată albia râului Reot în complex cu canalele de evacuare pentru a... scopul fiind uscarea lungii râului Reot. Putem menționa că lunga râului Reot la momentul dat servea ca o buriete care absorbea în timpul ploilor torențiale, apa se acumula în lunga dată și era menținută pe un timp mai mult. Greșeala fatală a fost atunci când a fost excavat albia râului Reot în complex cu sistemele de canale cu scopul de uscare a lungii râului Reot. Lunga râului Reot servea ca un buriete permanent care alimenta cu apă râul, reținând apa din ploile torențiale pe o perioadă mai lungă. Iar stuful care este în râu servește ca un filtru biologic pentru iepurarea apelor. Anterior, în municipiul Bălți au fost curățate careva porțiuni a râului Reot și la moment observăm că și pe porțiunile care au fost curățate și cele care nu au fost curățate albe râul Reot, persistă stuful. Și de aceea, unul din motivele principale ar fi cantitatea scăzută de precipitații. Vă referiți, a fost curățat albe râului de stuf sau de nămol? Fiindcă apele Moldovei au menționat faptul că nu au fost alocați bani și în reportaj se spune acest lucru. Nu au fost alocați bani pentru deznămolirea albei râului. Deci a fost curățat de stuf. De stuf, referi? Da. Vă mulțumesc foarte mult și acum să auzim și părerea doamna Diana Grosu. Vă rog dumneavoastră.
Îmi pare foarte rău că în cazul dat am observat cu toții o lipsă de reacție, o lipsă de interes. Eu consider că instituțiile publice și reprezentanții instituțiilor publice este de datoria lor morală să vină să explice legislația, să vină să explice care sunt consecințele unor acțiuni. Dar dacă a fost o bună intenție din partea antreprenorului să curțe râul, să fie un mediu mai curat, mai bun, eu cred că poate fi explicată legislația, poate fi prevenită. Mai mult decât atât, de ce noi trebuie să mergem prin, dacă vrem să facem o faptă bună, noi trebuie să mergem la Chișinău să obținem anumite acte permisive. Eu aș dori să atrag atenția, dacă sunt funcționari de mediu în teritoriu, cel puțin ei ar trebui să informeze, să prevină, să fie cel puțin să transmită coletele cu documentația către Chișinău în cazul în care este necesar un act permisiv pentru curățirea unui râu. În cazul dat văd un lipsă de profesionalism total. Se justifică prin faptul că este o reorganizare. Deci reorganizare sau nu, dumneavoastră sunteți primiți salariu, primiți anumite condiții de lucru care sunt plătiți din banii publici și dumneavoastră trebuie să serviți interesul public și cetățeanul pe domeniul protecției mediului. Doamna Rudeanu, vă ofer dreptul la replică. Inspectoratul ar trebui să se ocupe de informarea agenților economici, trimiterea coletelor cu acte la Chișinău. Asta intră în competența Inspectoratului de Mediu? Răspundeți, vă rog, pentru doamna Rudeanu. În cazul când se adresează cineva către inspectorii din cadrul inspectoratului pentru careva informații, desigur că noi oferim informații, dar setul de documente trebuie transmis către agenția de mediu de îndeplinit cererea și actele permisive sunt eliberate de către agenția de mediu. Inspectoratul pentru protecția mediului se ocupă cu verificarea și respectarea legislației. Dacă legea este... Da, stați. Inspectoratul pentru protecția mediului se ocupă cu controlele și verificarea respectării legislației de către agenții economici și persoanele fizice. Vă mulțumesc. Aveți ceva de completat, domnul Iuri? Fiind la oră și vorbind ca voluntari cu clasa 12 noi, căutând informații despre ceea ce vorbim și discutăm acum, este un lucru foarte interesant. În regulamentul de activitate a Agenției Apelor Moldovei, în capitolul 2.7, dacă nu greșesc, este scris un punct foarte interesant, că Agenția Apelor Moldovei se ocupă cu extragerea vegetației excesive. De când locuiesc eu în municipiul Bălți, Agenția Apelor Moldovei n-am văzut să se ocupe cu lucrul ăsta, dar este o activitate numai a ei. Și lucrul ăsta trebuie să se ocupe anume Agenția Apelor Moldovei. Da, deci nu inspectoratul. Nu inspectoratul, nici de cum. Doamna Grosu, aveți și dumneavoastră ceva de adăugat la cele spuse? Și agenția de mediu și oricine ar fi, trebuie să facă activități de prevenire, de informare. Chiar în general toți care sunt în jurul sau pe lângă malul unui râu, ar fi bine să beneficieze de consultații periodice, pentru că de informații, de campanii de sensibilizare, de informare cu privire la ce se poate întâmpla dacă faci așa sau așa, de susținere în cazul în care vrei să curăți în râu și necesită o informație, înseamnă că noi trebuie să fim sunați în primul rând, înainte, dar nu noi să umblăm prin pe toate căile să-i căutăm și nu-i găsim nici cu lupa, nici cu telefoanele, nici cu 100 de telefoane. Chiar acum, înainte de a veni în studio, am verificat și eu site-ul Inspecției pentru Protecția Mediului și am vrut să sunăm și vedem că informația nu este actualizată. Telefoanele nu corespund realității. Am sunat și este un număr care nu mai este. De ce nu actualizați informația? Deci, doamna Rudeanu, ce puteți să ne spuneți despre ceea ce vorbește doamna Grosu? Puteți să ne spuneți campaniile de informare, sensibilizare, fac parte din atribuțiile Inspectoratului pentru Mediu? Și la fel să ne spuneți și despre... Eu la fel am încercat să găsesc
informații aparte, dar este un site aparte sau aveți site-ul Inspectoratul pentru Mediu și subdiviziuni, Bălți, Drochea, sau aveți aparte un site? Este site-ul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, unde el poate fi accesat de către fiecare. Sunt indicate numerele de contact care se poate de făcut legătura pentru a primi răspuns la fiecare întrebare. De asemenea, este toată informația cu privire la rapoartele pe fiecare an, săptămânale, anuare, unde fiecare persoană are acces la informația dată. Și dumneavoastră, domnul Roșca, ce puteți să ne spuneți? Cum credeți, ar trebui să desfășoare campanii de informare, sensibilizare, Inspectoratul pentru Protecția Mediului? Aici vreau să adaug următoarele. Noi în Republica Moldova și ca locuitor a municipiului Bălți, toți cunoaștem că am organizat sau avem atâtea organizații de la Ministerul Mediului până la agenții diferite. Se cheltuie o sumedime de bani pentru că sunt și salarii și fonduri, dar în final noi nu avem nicio activitate. Vorbind de municipiul Bălți, sunt sigur că cei ce am participat și cu liceul și participăm toți locuitorii, că de 2 sau 4 ori pe an, dacă nu greșesc, se sensibilizează locuitorii municipiului Bălți și se face curățenie pe malul râului Răut, în municipiu. Aceste lucruri se fac, dar nu este din fondul agenției sau ceva, este anume inițiativa primăriei. Unde se poate adresa cetățeanul atunci când devine martor a unei încălcări? Pe site, adică, sau numai la telefoane de contact? Cel mai rapid mod este de a apela Serviciul Național 112 pentru a spune problema dată, după care materialul este repartizat către organele de competență. Concomitent, persoana fizică sau juridică care a văzut o încălcare a legislației de mediu, se poate adresa către administrația publică locală și către inspecțiile pentru protecția mediului teritoriale, printr-un apel telefonic, printr-o cerere, printr-o petiție. Cu privire la informarea populației, Inspecția pentru protecția mediului permanent se ocupă cu informarea populației în cadrul diferitor acțiuni cu privire la salubrizare, la neadmiterea arderilor, deșeurilor, prin împărțirea pleantelor informative. Chiar practicăm modul de a merge prin instituțiile preșcolare cât și școlare, de a desfășurăm ore ecologice, în cadrul cărora noi menționăm faptul că resursele naturale sunt resurse care nu se regenerează și trebuie cel mai mult de atras atenția la dezvoltarea durabilă, adică să modul de folosire a resurselor naturale într-un mod adecvat. Doamna Ardeanu, aș vrea să vă întreb cât de transparente sunt aceste activități, că acum ați enumerat mai multe activități care le petrece Inspectoratul pentru Protecția Mediului, dar vedeți că doamna Grosu nu cunoaște acest fapt, se întreabă ce face Inspectoratul. Poate când mergeți la aceste activități, invitați și asociațiile obștești, societatea civilă, ca să implicați și pe ei. Inspecția pentru protecția mediului permanent este într-o conlucrare foarte strânsă cu Caroma Nord, unde administratorul este doamna Rodica Frecăuțanu. Avem foarte multe activități în comun. În afară de aceasta, permanent este publicat pe site-ul Inspectoratului, cât și pe rețelele de socializare. Avem poze, foto din momentele în care noi practicăm aceste acțiuni. Foarte des participăm la acțiunile de salubrizare, cum domnul Iuri a menționat. Avem salubrizarea de primăvară și de toamnă, unde transmitem către toți agenții economici, către instituțiile de învățământ, solicitări de a participa și de a ulterior de a ne concretiza acțiunile care au fost interprinse. Participăm cu voluntari, cu elevii,
Chiar și noi, inspectorii, participăm la procesul de salubrizare. Aceasta este o acțiune permanent care se efectuează. Eu vă mulțumesc foarte mult și să trecem la un alt capitol, să discutăm și despre educație. Deci sunt foarte importante campaniile de sensibilizare, conștientizare și sunt foarte binevenite, dar cred că și educația ecologică joacă un rol important. Domnul Roșca, vă rog să ne spuneți cât de important este acest factor, mai ales în instituțiile de învățământ. Dezvoltarea sau educația ecologică impune toată societatea, pentru că noi vorbim de niște valori umane, vorbim de niște resurse umane sau resurse naturale care sunt vitale pentru noi. Nimeni nu poate trăi fără apă, nimeni nu poate trăi fără aer și aceste anume resurse naturale care vorbim noi de aer, apă și celelalte sunt mult importante. Este mult important ca această educație să se înceapă de la familie. Școala sau același Minister al Educației ne implică în multe activități, chiar și teme la dezvoltare personală și lucrul acesta o facem. Dar cel mai mult atunci când din familie de mic copil este de demonstrat de către mamă și tată ce înseamnă natură, ce înseamnă apă și ce înseamnă vegetație. Și atunci pentru noi este mai ușor, pentru că atunci când implicăm un copil mai în vârstă, este foarte greu să-i explici. Atunci când vede și ce am murdărie de pe malul râului Răut și el îndată îți răspunde, de ce eu să o fac? Și este greu de explicat unui tânăr de 14-16 ani de ce trebuie să o facă el voluntar, pentru că nu este murdăria lui. El zice lucrul ăsta. Responsabilitatea fiecărui cetățean aici este primordială. Pentru că râul Răut, toată murdăria, întâi și întâi, n-a venit din cer. Oamenii simpli au aruncat, oamenii simpli au făcut lucrul acesta. Dar educația trebuie să persiste permanent, de la mic copil până la cel în vârstă. Este important. Ne apropiem de finalul emisiunii și vă rog să veniți cu o părere, cu idei, soluție, o concluzie pentru telespectatori. Poate și cât de important este să protejăm mediul ambient, fiindcă de aceasta depinde și sănătatea noastră. Poftim, domnul Roșca. Ca sfat, ce să vă zic? Vorbind de niște date statistice, căutându-le, pregătindu-mă pentru emisiune, este un lucru foarte interesant și, doamnă, vorbind despre apele de pe suprafață, este foarte interesant. Râul Răut, debitul de apă care este, sau cantitatea de apă anuală, dacă nu greșesc, este la 14 milioane cuburi. Și 14 milioane 400 cuburi de apă. Dar ce este interesant, atunci când vedem de unde se acumulează această apă, 10 milioane cuburi de apă sunt apele de suprafață. Adică debitul natural al râului Răut este foarte puțin. Și dacă fiecare dintre noi, chiar și părinții sau bunii noștri se aduc aminte pe malul râului Răut, noi am avut mii de izvoare cu apă curată și limpede. Dacă o să încercăm să facem lucrul ăsta, să sădim niște copaci, să curățăm izvoarele care au fost și sunt deja stupate, va fi altceva. Și cei care știu că în fiecare sate mai sunt niște, să zic eu, diguri sau închizături de râuri care fiecare primar sau un lider își mai aprovizionează câmpurile cu apă și dacă localitatea cunoaște lucrurile și se iau măsuri, deja este mai bine pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult, dumneavoastră, doamna Rudeanu. Unul din principalii factori ar fi conștientizarea importanței de a proteja mediul înconjurător. Aici am mai putea menționa despre protecția resurselor naturale, atât acvatice, cât și despre aerul atmosferic și resursele de sol. Ar trebui permanent de plantat spații verzi. În ultimul timp observăm că chiar sunt implicate și instituțiile de învățământ, adică cultivă cultura de a planta spații verzi
Și, cum s-a vorbit anterior, este nevoie de, ca instituțiile de învățământ să fie practicată educație ecologică. Asta este foarte bine, pentru că este apelul dumneavoastră în fiecare primăvară, dacă vorbim de municipiul Bălți și aceiași copaci plantați și sunt cheltuielile, nu știu a cui agenție, dar în fiecare primăvară noi sădim copaci din contul cuiva și este foarte bine lucrurile acestea. La moment, copilul meu, clasa 12, își face studiile într-un liceu din municipiul Bălți. Și primăvara aceasta ei au adunat maculatura care era în cadrul liceului, au predat-o agentului economic care se ocupă cu colectarea deșeurilor de hârtie și din banii câștigați au procurat arbori care i-au plantat în municipiul Bălți. Pentru mine aceasta este o acțiune îmbucurătoare și văd un rezultat al muncii noastre, că deja copiii, elevii singuri conștientizează importanța practicării acestei activități. Dar aș vrea să vă mai întreb dacă ar fi bine acești arbori să fie plantați pe malul râului Reut. Nu ar fi mai bine? Nu ar fi ca o fâșie de protecție? Pe malul râului Reut, la moment, sunt practicați arbori, sunt plantați arbori. De mai multe ori chiar noi, inspectorii, am participat în cadrul plantării. O problemă este faptul că locuitorii din preajmă cred că influențează cumva negativ, pentru că văd că unii arbori mici sunt rupți din cauza seceții, alții s-au uscat. Am făcut filmări, făcut filmări, domnul Iuri, dacă vă amintiți, pe o porțiune, hai să vă zic așa, bună, da, din municipiul Bălți, o porțiune râului Reu, dar nu am văzut arbori pe mal. Aici trebuie să menționez nu numai dorința agenției sau dorința cetățenilor sau locuitorilor municipiului Bălți. Aici, părerea mea este, trebuie să implice și știința, pentru că în orice localitate nu cresc aceiași copaci care îi dorim noi. Trebuie să fie examinat solul și ce copaci vor crește, pentru că putem să sădim sute de copaci și anul al doilea, al treilea an se vor usca. Aici trebuie să implice, într-adevăr, știința noastră, academie, care cercetează și să zic că municipiul Bălți se plantează numai copaci ăștia, în drochie copaci ăștia, altfel nu avem succes. Și dumneavoastră, doamna Grosu, ce părere aveți cu privire la fâșie de protecție a râului Reut? Deci de ce mai afișați telefoanele pe site dacă nimeni de la telefon nu răspunde? Sau dacă ne dați și vă justificați că este o reorganizare? Eu nu primesc asemenea. Deci dacă nu vreți să serviți interesul public, nu vreți să fiți dedicat domeniul de mediu, atunci eliberați această funcție și lăsați pe cineva care este foarte pasionat și dorește să servească cetățenii și comunitatea, să avem un mediu sănătos, să avem un mediu râuri curate împreună cu primăriile, cu comunitățile, cu școlile, cu activiștii. Și foarte bine, doamna Vera, că aveți un asemenea proiect foarte bun, foarte frumos, care dorește să sensibilizeze opinia publică cu privire la probleme de mediu. Apele sunt foarte, foarte importante. Domnilor, noi ne avem câteva râuri de bază pe care trebuie să le păstrăm. Și dacă s-a găsit un om că vrea să facă o faptă bună, eu nu pot să mă pronunț cu privire la în ce a constat fapta agentului economic, dar din ce am văzut în reportaj, omul a vrut să facă un lucru bun. Și acum, doamna Grosu, vă rog să veniți și dumneavoastră în concluzie cu idei, soluție pentru telespectatorii noștri. Eu sunt locuitoarea municipiului Bălți din 99 și am ocazia să urmăresc ce se întâmplă cu râul Reut, care curge prin teritoriul municipiului Bălți. Din păcate, se confirmă cele spuse în studii și confirm și eu ca locuitoarea municipiului că da, este o neglijență totală față de acest râu. Mai mult decât atât, am fost reportaje și materiale în care anumite spălătorii auto varsă acolo toată spuma de la spălătorii mașinilor în râu.
distrug flora, distrug animalele, cele care au mai rămas pe acolo, broscuțe și alte animale, și nu vedem aici o atitudine mai responsabilă. Da, o dată în an, dacă Inspectorat pentru Protecția Mediului iese cu o campanie sau ceva susținut de instituțiile, susținut de că este o mână de activiști care mai fac ceva. Și din păcate ei trebuie să fie susținuți. Deci mai mult mânați de acești activiști decât din intenție. Eu nu văd la nivelul municipiului Bălți oameni dedicați problemei mediului. Eu văd oameni care oferă autorizații la stânga și la dreapta de defrișare, de tăierea copacilor la stânga și la dreapta, fără mari remușcări. Nu văd inspectorat pentru protecția mediului, sau dacă nu, spuneți-mă unde fac, ce acțiuni fac, nu prea se văd aceste acțiuni. Și mai ales rezultatele se văd. Rezultatele se văd. Rău. Este foarte poluat, dispare, este înmlăștinit, este în gunoaie, este nămolit și nu intervin anumite schimbări. Noi nu trebuie să uităm că noi existăm datorită unui mediu. Sănătatea noastră depinde foarte mult. Eu aș vrea să văd campanie de înverzire, este fâșie de protecție a râurilor. Iată, de ce Inspectorat pentru Protecția Mediului, de ce cei de la primărie nu bugetează, nu fac campanii de colectare de fonduri ca să planteze fâșii de protecție a râului? Deci fâșiile de protecție, niște salci, niște plante care sunt de apă, ele protejează foarte mult dacă sunt pe ambele părți a râului, și atunci o să ajute foarte mult la păstrarea acestui râu curat și campanii de sensibilizare a opiniei publice, cum este această emisiune. Eu sper că, grație acestei emisiuni, noi o să facem oamenii să lucreze mai mult. Chiar aș pune o întrebare către cei care monitorizează instituția dată. Nu știu, guvernul, prim-ministru, ce face Inspectorat pentru Protecția Mediului Bălți? Ce face Inspectorat pentru Protecția Mediului Drochia? Care sunt rezultatele? Care o amendă care nu știu dacă ea este... Eu aș vrea să văd amenzi pentru cei care poluează, care aruncă acolo deșeuri. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră de astăzi la emisiunea noastră. Vă așteptăm și la alte emisiuni. Veniți mai des. Dragi telespectatori, doar prin educația tinerii generației, prin implicare activă a populației, putem obține succese și putem îmbunătăți situația de mediu. Vom putea menține curate apele râului. Sunt Vera Bulgaru, vă dau întâlnire la o altă emisiune. Pe curând!